Avioanele de vânătoare americane F-35 urmează să ia parte pentru prima oară la un exercițiu militar important din SUA, aceasta fiind o nouă etapă decisivă în ceea ce este considerat a fi cel mai costisitor program de înarmare din Statele Unite. Exercițiul intitulat Green Flag West urmează să testeze capacitatea forțelor militare americane de a se angrena în conflicte aer-sol, respectiv să ajute trupele de la sol care localizează posibile atacuri aeriene. Aceste exerciții reprezintă o modalitate importantă de a expune armamentul și piloții la scenarii de luptă mult mai realiste. Forțele aeriene din SUA au mai utilizat aeronave F-35 și în alte exerciții. Însă acum este pentru prima oară când sunt folosite avioane absolut operaționale. Fabricate în orașul Fort Worth din Texas, avioanele F-35 au capacitatea de a nu fi detectate de radare și sunt menite să păstreze supremația americană în spațiul aerian. Bugetul alocat acestui program de înarmare a explodat anul trecut la aproape 400 de miliarde de dolari pentru 2.443 de avioane, transformându-l în cel mai costisitor proiect de acest gen din SUA.